Salutare! Hai sus! Sunt trei verbe foarte importante în limba română care ne definesc viețile din toate punctele de vedere. Trei verbe în limba română și în orice altă limbă de pe planeta asta. Verbul a fi, a face și a avea. Trăim într-o societate consumeristă, într-o societate de tip corporate, în care, din păcate, ni se dă senzația, ne este imprimată credința că a avea este de departe cel mai important, cel mai sigur lucru, cel care de altfel ne face valoroși în ochii celorlalți. Dar dacă privim în viețile noastre, vom descoperi că acest a avea, această goană nebună după a avea, ne creează o credință, o convingere că nu avem niciodată suficient de mult. Și de aici nefericire cât cuprinde. În realitate, ierarhia sănătoasă a acestor trei verbe în viața oricărui om este a fi, a face, a avea. Întâi a fi, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere biologic, din punct de vedere spiritual. Indiferent din ce perspectivă privești lucrurile, a fi rămâne pe primul loc. Un bebeluș nu trebuie să facă nimic pentru a fi iubit. El este iubit doar pentru că este. Pentru că există. Mama, tatăl îl iubesc pentru că pur și simplu este cu ei. Că de făcut nu face nimic. Sau dacă face ceva, ăla e un șușu, e un căcuț. Adică sunt niște lucruri pentru care părinții nu se bucură foarte tare că trebuie să schimbe toată ziua bună ziua la el. Îl iubesc pentru că este. Însă, pentru că și părinții au fost crescuți în această societate consumeristă, în această societate care pune prea mult preț pe a face și pe a avea și prea puțină valoare dă verbului a fi, ajunge să îl educe pe copil în spiritul verbelor a face și a avea. Adică, băi, dacă vrei să ai în viață, trebuie să faci, nu? Trebuie să faci cât mai mult, să faci tot ce stă în putință, să faci în fiecare zi din ce în ce mai bine. E adevărat că trebuie să faci ca să ai. Dar înaintea lui a face, e a fi. Ca să poți face bine, ca să poți face corect, ca să poți face cinstit, ca să poți face cu bucurie, ca să poți face liniștit, iată, ai nevoie, de fapt, să fii. Să fii liniștit, să fii bucuros, să fii înțelept, să fii într-un anume fel, să fii inteligent emoțional. Pentru ca ulterior, acest gram de inteligență emoțională să te împingă ușor, ușor, către a face ceva tot mai potrivit, tot mai necesar pentru a obține, pentru a avea în final rezultatele dorite și sănătoase, cu adevărat sănătoase, pentru viața ta. Orice copil are nevoie să audă în mod constant, cât mai des, o replică de genul: te iubesc orice s-ar întâmpla. Vreau să știi că și cu și fără notele tale mari, că orice ai face, orice s-ar întâmpla în viața ta, orice ai face bun sau orice greșeală ai face la un moment dat, eu te iubesc la fel de mult. Dacă un copil crește cu această siguranță, cu această convingere a iubirii necondiționate, o și simte în momentul în care a greșit, degeaba îi spun te iubesc necondiționat, te iubesc orice s-ar întâmpla. Dacă atunci când am luat o notă mică, îl pedepsesc, îl separ de mine, mă îndepărtez de el, nu mai vorbesc cu el și așa mai departe. Deja am anulat ce am spus cu o zi mai devreme, să zicem. Da? Deci este nevoie ca el să audă și să simtă deopotrivă această iubire necondiționată. Crescând cu ea în minte, va începe să facă lucrurile, tot mai multe lucruri în viața sa, din iubire, nu din frică. Fiindcă astea sunt cele două surse ale acțiunilor noastre de orice fel. Iubirea și frica. Dacă știu că sunt iubit, dacă știu că și atunci când greșesc, ești lângă mine, mă susții să-mi revin, să mă ridic și să îmbunătățesc cu adevărat ceea ce am greșit, atunci eu o să fiu dedicat în a căuta soluții
și în a face cu iubire ceea ce am de făcut. Dacă, în schimb, am avut parte de critică multă, de pedeapsă după pedeapsă, de acest tipar al iubirii condiționate, eu o să fac majoritatea lucrurilor în viața mea din frică. Din frica de a nu fi pedepsit, de a nu fi criticat, din frica de a nu fi iubit, din frica de a nu fi acceptat. Iată, sunt o grămadă de frici. Nu uita, orice copil, orice adult are nevoie să audă de la tine că este iubit necondiționat. Dar cu adulții este mai greu. Adulții au deja straturi de măști, au o mulțime de strategii de supraviețuire care îi transformă în ceea ce nu s-au născut neapărat să fie. Dar copiii, într-adevăr, pot fi iubiți necondiționat. Un copil nu greșește pentru că vrea. Un copil nu greșește pentru că își face niște planuri ascunse, niște planuri lipsite de integritate. Pur și simplu, un copil își dorește să fie iubit. Dacă i s-a dovedit de suficiente ori că nu poate fi iubit decât dacă face și are, obține niște rezultate, atunci el se va proteja de neiubire, mințind, trișând, ascunzându-se, făcând exact ceea ce vede că fac adulții de lângă el. A fi, a face, a avea. În harta emoțiilor ne ghidăm pe tot parcursul procesului de 21 de săptămâni cu ajutorul acestor trei verbe. Mergem, înaintăm pe această axă ca să înțelegem de fapt de ce relațiile noastre nu funcționează așa cum ne-am dorit. Relațiile de cuplu, relațiile cu copiii, relațiile cu angajații, colegii, șefii, cu clienții și așa mai departe. De ce rezultatele pe care le obținem în viață nu sunt cele mai frumoase, cele mai plăcute? Sau de ce, deși avem rezultate, nu ne putem bucura de ele? De ce, deși avem poate bani, avem diplome, avem carieră, avem rezultate, nu avem sănătate? Pentru că sunt un om sănătos. Nu trebuie să mă fac un om sănătos. La naștere, eu sunt un om sănătos. Tot ce am nevoie este să continui să fiu. Dacă voi continua să fiu, atunci a face și a avea vor fi niște efecte cât se poate de în regulă, de câștigătoare pentru mine și pentru cei din jurul meu. Sunt Cătălin Stoica, sunt prietenul tău. Hai sus în harta emoțiilor. Din 8 mai decolăm. Până mâine însă, 15 martie, miercuri 15 martie, ai parte de o super, super ofertă generală și încă una și mai specială pentru doamne și domnișoare, am zis timp de o săptămână de la 8 martie până azi, să existe această ofertă, să fie această ofertă. După aceea facem și avem. Hai sus!